Bun găsit, doamnelor și domnilor! O țară întreagă vorbește despre tragedia din Caracal și mai mult de atât despre nenumăratele semne de întrebare legate de ceea ce s-a întâmplat acolo, pentru că până în momentul de față nu avem o confirmare clară că Alexandra a fost ucisă, că Alexandra, că rămășițele ei se numără printre cele care au fost descoperite în butoiul din curtea acelui animal. Oricum, până una alta, suspectul crimelor macabre din Caracal a dat primele declarații. Pe surse, acesta nu recunoaște absolut nimic, deși presa susținea ieri că și-ar fi recunoscut faptele. A fost reținut și probabil în cursul zilei de azi va apărea în fața unui judecător cu propunere de arestare. De asemenea, între timp apar informații halucinante despre șeful poliției din Caracal, care ar avea un trecut de recuperator. Că așa îi stăteau lui bine. Ni se alătură cu mai multe informații colega noastră Gabriela Mihai, este chiar acolo în Caracal și ne spune mai multe. Te ascultăm, Gabriela. Bun găsit. Principalul suspect a fost reținut în urmă cu o oră de procurorii de ICOT pentru trafic cu minori și viol. Acestea sunt deocamdată infracțiunile în cazul său și important de menționat este că astăzi a făcut și prima declarație. Până acum nu a vrut să colaboreze absolut deloc cu anchetatorii, nu a spus nimic, însă astăzi, în fața procurorilor de ICOT, a făcut primele declarații în care a spus că se consideră nevinovat. Nu a recunoscut sub nicio formă fapta. În aceste momente, bărbatul se află în arestul IPJ Dolj și, în scurt timp, ar trebui să fie adus aici, unde ne aflăm și noi, la tribunalul Dolj, cu propunere de arestare preventivă pe numele său. Important de menționat este însă că sunt tot mai multe informații despre acest caz. Iată că sunt informații conform cărora, atunci când a sunat fata de 15 ani la numărul de urgență 112 de 3 ori, într-una dintre convorbiri, înainte să descrie locul în care se află, a spus și că a fost violată. Chiar și așa, se pare că autoritățile nu au considerat necesar să declanșeze cât mai repede această anchetă și să pornească în căutarea fetei imediat. Ceea ce, iată că, a dus până la urmă la decesul tinerei de 15 ani. Important este că toate autoritățile își pasează vina de la una la alta. Pe de-o parte, poliția dă vina pe procurorul de caz, procurorul de caz pasează vina mai departe. Știm că s-au făcut și primele demiteri în acest caz, pentru că ancheta a fost gestionată atât de defectuos până acum și, rând pe rând, fiecare șef și-a demis subalternul. Așa se face că s-a ajuns până la urmă ca aseară ministrul afacerilor interne, Nicolae Moga, să anunțe în jurul orei 22 că îl demite pe șeful poliției române, inspectorul general Ioan Buda. Asta după ce acesta, la rândul său, făcuse alte demiteri înainte. Important de menționat este că cel care inițial trebuia să preia această anchetă, adică șeful de post al poliției Caracal, este un polițist care ne reamintim că a avut mai multe suspiciuni. De altfel, acesta era cercetat disciplinar de către superiorii săi încă din luna martie a acestui an. Pentru că erau mai multe acuzații la adresa sa referitoare la faptul că atunci când mai mulți interlopi s-au dus într-un local și i-au bătut pe agenții de securitate aflați acolo, poliția a întârziat să vină la timp astfel încât să aplaneze conflictul. Mai mult decât atât, ulterior nu s-a luat nicio măsură. Și conform anumitor surse din cadrul IPJ Olt, se pare că șeful de post din Caracal, de la poliția din Caracal, a fost numit în acea funcție în 2017, după ce au fost primite indicații clare din partea vicepreședintelui Camerei Deputaților, Florin Iordache. Da, mulțumim pentru aceste informații.
informații, problema este, iată, mult mai gravă și în momentul în care începem să dăm toate aceste văluri de deasupra cazului, iese o realitate monstruoasă. E mai rău decât ne-am fi imaginat. Mai mult de atât, nu se știe ce s-a întâmplat cu această tânără. Cea mai de bun simț bănuială pe care o putem să o avem, supoziție pe care putem să o avem, este legată de ultimele cuvinte de la telefon, vine, referindu-se, bineînțeles, la acel animal care o răpise și o violase. Putem să ne gândim că ea nu mai este în viață. Putem să mai sperăm că s-a întâmplat ceva, că s-a întâmplat o minune, în condițiile în care noi nu avem decât niște frânturi de informații pe care le rostogolim și încercăm să-l scoatem pe unul sau pe celălalt, în condițiile în care, iată, se pare că nu e nimeni nevinovat în toată povestea asta. Vă prezint invitații cu care încercăm să punem cap la cap datele pe care le avem. Alături de mine, doamna Monica Tatoiu, domnul Marius Marinescu și domnul colonel Ion Sideri, fost ofițer de miliție, a lucrat la cazul Râmaru, pentru că nu numai Râmaru, dar am pomenit de Râmaru, noastră aveți o carieră îndelungată, dar vorbim despre cazul Râmaru pentru că au fost făcute foarte multe comparații. Avem un criminal în serie, deși nu e dovedit 100% acum. Nu există niciun cadavru. Nu există niciun cadavru, dar există niște rămășițe umane. Înțeleg că asta e confirmată. Ce putem să spunem? Mai e o coincidență, domnule. Și acest individ, deși Râmaru, s-a născut tot în Caracal. Și tatălui era dintr-o comună de lângă Caracal. Da, nu e o coincidență. Nu, i-a spus, e o coincidență, dar trebuie analizat. Înseamnă că acolo se întâmplă ceva până la urmă. Poliția nu-și face datoria. Dar eu ieri, după ce am trecut prin faza emoției, m-am așezat și m-am cu creionul în mână și mi-am spus ce știm, da? Da, ce știm? Deci, știm că au dispărut două fete. Despre asta știm, da? Știm că ultima fată a vorbit cu poliția. Scuze, au dispărut mai multe. Nu. Mai e o tânără care a dispărut tot în aceeași zonă, tot luată acum 3 luni, la deci două. Ocazie. Da, da. Deci Alexandra Miercuri și încă o fată acum 3 luni. Da. Deci, cu nume și prenume. Da. Da? Știm că Alexandra a sunat la ora 11 și pormă încă de două ori pe 5 minute și nu a sunat la părinți. Așa și... Poate scăpa dacă suna la asta părinți. Asta spun. Da. Deci, de ce nu a sunat la părinți o fată de 16 ani? Pentru că avea încredere ca noi toți în poliție, deci nu înțeleg de ce mai avea. Deci, fata aia a sunat la toți, de trei ori la poliție, niciodată la părinți. Da? Fata aia, dacă a fost omorâtă, ca să tranșezi un corp, poate să ne spună cineva, ca să tranșezi, este sânge, până să o bagi, să o fierbi, cum le place oamenilor să creadă că așa s-a întâmplat, poliția nu ne-a spus că, dar cum a fost omorâtă. Haideți să întrebăm pe domnul colonel, pentru că aici poate dumnealui are o explicație. Nu avem încă date de la specialiști în legătură cu acele rămășițe umane. Au găsit în schimb bijuteriile, avea niște inele, un ceas, parcă. Ei, avem foarte multe dovezi care să ne facă să credem că această tânără nu mai este în viață, Alexandra. Sau că a fost răpită. Apelul la 112. Că a fost răpită și violată, asta știm clar. Nu, că a fost dusă într-un sistem. Dar de... nu știm ce s-a întâmplat cu ea mai departe. În acest interval, în aceste ore, ar fi putut să facă lucrurile acestea, grozăviile acestea, să o ardă, să o tranșeze? Vă întreb, sunt niște detalii care vă pot afecta emoțional, sunt foarte grave și foarte, e foarte multă emoție implicată în cazul acesta, dar cu datele pe care le putem dezvălui și pe care le putem discuta. În primul rând, astea sunt două cazuri de crimă. Dar dispariții de fete tinere și frumoase sunt peste 4.000 pe an. Anul trecut, 4.000 dispar pe an. Anul trecut, din toată țara. Au dispărut 7.000 anul trecut. Cât? 7.000. Eu nu vă spun gogoșă, vă spun din surse. Da, eu am vorbit cu domnul Coarnă, mă scuzați. Și domnul Coarnă, ieri l-am întrebat la alt post de televiziune și zic, mai există? Ce da, dar 90% din cazuri sunt plecări voluntare. Asta mi-a zis domnul Coarnă. Și 10% ce sunt?
Dar să mai știe ceva. Așa zis, plecare voluntară. De interne, că sunt peste 5.000 de crime cu autori necunoscuți în acești 30 de ani. Atenție, o problemă. Pe timpul domnului colonel Sideri erau sub 100 de crime cu autori necunoscuți. Pan, tot nu, cu totul. Mi-a spus socul meu că era în domeniu. Am vorbit cu domnul general Cristea, știa mai bine. Dar atunci, în cazuri de astea, și domnul colonel știe mai bine ce s-a întâmplat cu Rămaru, s-a implicat și securitatea la timpul respectiv. Fiindcă mijloace de ascultare, de identificare, avea securitatea, nu miliția. Despre, și împreună au reușit să clarifice lucrul ăsta. Nu mai puțin, nu mai puțin. Da. Deci, domnule colonel, dumneavoastră spuneați că vorbim de crimă în cazul acesta, nu doar despre răpire și viol. Sigur, da. Sigur, sigur, e vorba de crimă. Ce se întâmplă? Acești criminali de obicei nu recunosc. Și au fost multe și violuri care 4-5 și au violat o fată și tot satul a ieșit că nu e de vină violatorii, e de vină fata. Că da, ne-am văzut la vasului, da. Sigur că da. Ce se întâmplă? Dom'le, și poliția face ceea ce poate, dar sunt îngrădiți de procuratură. Pe timpul lui Ceaușescu, păi să vă spun cum așa. Era, pe timpul lui Ceaușescu, domnule, tot ce se descoperea, se lua urgent măsuri. S-a ducea deșeuri din sănătate, mureau oameni la Splina. În două săptămâni s-a terminat procesul, condamnat 15 ani, 14 ani, de creierul 153. Da, nu ne lungeam până la nesfârșit. Era, domnule, boală lungă. Da. Nu, dar dispar probele sau nu, valorile nu, probelor. Uitați că cu Rămaru, în mai puțin durat de zile, a fost condamnat la moarte. Da, vorbim și despre Rămaru, imediat, vă rog. Da. Acum, eu am vrut să intru în cerca de poliție să spun ceva important. A trecut un sfert de oră să coboară un ofițer la circa 17 și îmi spune, domnul colonel, știți, nu mai puteți să intrați în circa de poliție. De ce, domnule, că eu veneam când vreau. La toate circa de poliție am legitimații și legitimații internaționale. Adică mă duc în străinătate, mă duc peste tot și mă primesc. Doamna, care este așa pe România? Păi de ce? Păi zice, cazul la care dumneavoastră faceți referire, mama unui prieten de-al meu din New York, zice, domnule, încă nu s-a rezolvat, n-am primit aprobarea de la procuror. Cum adică n-am primit aprobarea de la procuror? Păi zice, nu mai e ca pe vremea dumneavoastră. Procurorul venea fiecare la cerca de poliție, la judiciar, da, era alocat un procuror un la procuror, fiecare. Da. Acum zice, domnule, se strânge la un procuror, toate reclamați o săptămână, după o săptămână ne ducem la procurorul de care aparținem noi și luăm aprobarea. În timpul ăsta, mor oameni. Mai e altceva ce foarte bine spuneți. Atenție, erau înainte, erau posturi de poliție, până în 2009, când Vasile Blaga a desfințat toate posturile de poliție. Dom'le, polițistul din postul de poliție știa tot ce se întâmplă cu fiecare cetățean din zonă. Cine a venit, cine e dubios și așa mai departe. Și acum, dacă presa ar vrea și colega dumneavoastră tot este la Caracal să-l întrebe, să-l caute pe polițistul de proximitate, o să-i spună absolut tot. O să-i spună că polițistul de proximitate a semnalat, o să spună polițistul, a semnalat faptul că acel individ este dubios, a semnalat faptul că acel individ este implicat în nu știu ce trafic de persoane, că abia acum s-a aflat, dar șefii lui nu fac absolut nimic. Și vă dau un caz concret. La mine polițistul de proximitate în cartierul Primăverii, îi dau și numele, domnul Căpruciu, domnule, se interesează tot ce se întâmplă în cartier. Vine tot timpul, mă întreabă fiecare... Face rapoarte. Doamne, face rapoarte. Vine fiecare lună, că fiecare lună în cartierul Primăverii, unde stă și domnul Claus Iohannis, doamna Dăncilă și e și muzeul Nicolae Ceaușescu, se întâmplă infracțiuni. Spargeri de locuințe și nu numai. Mă roagă pe mine polițistul de proximitate să fac demersul la autorități să mă închidă din restaurante. În 200 de metri sunt 8 restaurante în cartierul Primăverii. Da, infracționalitate în floare. Domnule, vreau să vă spun. Deci vreau să vă spun că profesioniștii nu sunt ascultați, domnule. Asta e problema. Bine, de foarte multe ori acești polițiști sau asta e altceva. Sunt excepții, sunt de acord. Deci când a fost când a fost embargoul în Serbia, polițiștii erau mână-mână cu bișnițare.
Da? Șefii lor, doamne, numiți politic, asta e. Aia mici, da. Și poate, sunt cazuri și de astea, dar nu generalizăm. Eu continui cu întrebările. Deci, s-a schimbat ministrul de interne, da? Da. Dimineața, ieri, alaltă ieri de dimineață, tocmai citeam de grupările de Ministerul de Interne, al lui Buda, cu ăla de la fostul de la Constanța, care se bat între ei, că asta trebuie să înțeleagă lumea. La vârful puterii este o înfruntare între oamenii lui Dragnea și oamenii noi, al lui Fifor, Dăncilă și așa mai departe. Domnul Moga, când a venit la Ministerul de Interne, bâlbâind prima conferință de presă, are nevoie să-și aducă oamenii lui, da? Deci el, asta am citit într-un ziar în care am încredere, în dimineața, dinainte de izbucnirea scandalului. Ce a făcut domnul Moga? Nu, că unde-i cadavrul? L-a dat jos pe Buda. De ce? Că îl deranja, că trebuie să-și aducă omul lui. Acum da? Buda nu cred că era nici el vreun sfânt. Da, nu, vorbesc, am, nu vorbesc văzut de... văzut informații de, concrete. Corect, din că toți sunt o apă și un pământ. Pleacă ai noștri, vin ai noștri, noi rămânem toți ca proști. Păi da. Da. Altă chestie. Vine domnul Leș. Trebuie să mutăm STS-ul la Ministerul Apărării Naționale. De ce că vin alegerile prezidențiale și trebuie să controlăm noi? Adică niște domni deci se folosesc de această tragedie, vedeți? Ca să-și tragă spuza deci pe turta lor. Este bătălia de sus și morții sunt deci jos. Autoritățile sunt folosite în interes politic. Vedeți dumneavoastră, domnule? Mai rău, șeful, șefii polițiilor județene, atenție, și cei de la DIPI, sunt numite cu avizul, atenție, președintului organizației județene de al partidului, sigur, al partidului care e la guvernământ. Până și cei de la DIPI, atenție, de la serviciul de intern al poliției, sunt numiți cu avizul președintelui Consiliului Județean. Și eu vă dau un caz concret. Știți foarte bine că în premieră am prezentat la dumneavoastră situația din Constanța, construcțiile ilegale în 2015, construcțiile de pe plaje. M-am dus, am făcut plângere penală la parchetul general, ajuns la parchetul de plângă judecătoria Constanța și cei de la judecătorie mi-au spus, domnule, atâta timp cât este Mazăre primar, nimeni nu-l va încheta pe Mazăre aici. Mazăre la pușcărie și mafia și nu s-a schimbat nimic. A venit altă mafie. S-a schimbat. Deci concluzia, doamne, n-ar trebui să fie numiri politice când e vorba de Ministerul de Interne și nu numai. Politice, din păcate, vor fi, au fost și sunt în continuare. Vă rog, domnule. Să spun și eu. Așa. Este o lipsă de 25.000 de polițiști. Există proximitate, poliție de proximitate. Înainte se spuneau sectoriști. Dar domnul ăla știa tot în raza lui. Acum ai poliția personală a primarului, poliția locală, avea cu mașini. Avea și cărți de imobil. Da? Și dumneavoastră credeți că din cauza că au dispărut sectoriștii s-au întâmplat lucrurile astea? Da. Și sectoristul de multe ori nu era și el încuscrit cu niște băieți? Deci au dispărut sectoriștii, da? Și au fost înlocuiți cu niște oameni și incompetenți și în poziție ghiocel față de ăla care îl plătește. Nu generalizăm, atenție, nu generalizăm, sunt și oameni care își fac datoria. Nu generalizăm, sunt și oameni. Revenind la asta, vă rog. Să revenim la crima asta, care s-a întâmplat. Deocamdată nu s-au găsit cadavre. Nu o să se găsească. Dar ca grădina respectivă, lăsați-mă să vorbesc și eu, doamnă. Vă rog, domnule. Mă prerupeți tot timpul. Doamna Tatoi e și investigator. Atenție. Sânge. Este investigator. Gata, vorbim de răzbără. Domnul Colonel, vă rog. Așa. Da, așa. Ce se întâmplă, domnule? Cadavrele se vor găsi. Curtea respectivă e de 2000 de metri. Trebuie să patre pe putare. Când să sape oamenii aia și cât sunt, au dus și escavatoare și așa. O să se rezolve. Auzeam ieri că nu au săpat încă. Era încă o informație care n-a fost confirmată de doamna prim-procuror de la parchetul aferent. Lăsați că... Dacă mai... au omorât-o în casă. Dacă... Cu sânge pe pereți. Acum sunt niște detalii pe care noi nu putem să le... Sunt norme CNA, nu putem să le facem nu publice, știe, nici, nu, nu știm dacă a fost așa. Sigur, nu sunt dovezi că a fost omorâtă fata încă. Asta e problema. Nu sunt trebuie să mai așteptăm. Că fata a fost omorâtă. Da. Poate... Deși toate datele pe care le avem duc spre asta, din păcate. Dar nu s-a găsit cadavrul. Aici e o problemă. Dumnezei poliției române la ora actuală sunt procurorii, domnule. Erau și înainte procurori. Dar, domnule,
răspundeau de ce făceau. Ați văzut cum a târât-o pe tânăra aia și a trimis-o în America și cu acte falsă. A târât-o pe asfalt, cu capul, a lovit-o, a griat-o, nu știu ce. N-a pățit nimic. N-a pățit nimic, nici măcar nu-i suspendată din funcție. Ăștia sunt procurorii de acum, să apără unii pe alții. Credeți și că vor este să doar vina procurorii? Pentru că pare a fi un șir întreg de prostii și de greșeli din astea toți extrem de grave. Toți fac greșeli, dar greșeli cum fac procurorii în ziua de azi nu există. Da. Bine, acum, haideți să nu ne întoarcem la comunism, când miliția îmi intra în casă și îmi lua tatăl și îl ducea la beciurile securității. Nu vreau polițistul să intre la mine în casă. Era perioada bolșevică, să nu confundăm, era perioada bolșevică altceva de care vorbiți noastră, nu confundăm, nu? Până în 65 s-a întâmplat acest lucru. De adevărat, în momentul ăsta, după nu. Numai puțin, domnilor, vă rog, avem câteva informații, da? Câteva informații pe care ne putem baza. Dumneavoastră spuneați că din datele pe care le avem și din informațiile pe care ne putem baza, ar fi vorba de o crimă. Cu toate acestea, înțeleg că nu avem încă Două crime. Încă nu avem o confirmare pentru rămășițele găsite în frigider și pentru rămășițele găsite în butoi. În frigider, carne de porc, am zis. Exact, asta spun. În cât timp e posibil să apară datele? Păi trebuie să meargă la Institutul Medical Legal să facă analize și în câteva zile... Deci în câteva zile vom afla... Ce se poate afla din aceste analize? Ce se poate afla? Grupa de sânge și absolut tot. ADN-ul tot. Și ADN-ul. Adică pot fi identificate, să se spună. Sunt că ei inițial au dat niște informații cum că ar fi vorba de rămășițele a aproximativ 4 persoane. Da. Asta au spus prima dată. Da. Au fost foarte multe informații neconfirmate ulterior și de asta voiam să lămurim lucrurile. Noi încă nu știm ale cui sunt acele rămășițe. Deși au fost găsite niște bijuterii. Dar nu se poate să batem din palme. Corect. Până nu se fac analizele, ADN-ul și asta, și oasele care sunt acolo și de sute de ani se poate stabili de câte sute de ani sunt oasele alea care s-au găsit. Dar din datele pe care le aveți, pentru că au fost făcute comparații între acest caz și cazul Râmaru, care ar fi similitudinile? Dumneavoastră le vedeți? Sunt? Să știți, cazul Râmaru a fost tot așa foarte complicat, dar la cazul Râmaru am lucrat și eu și au lucrat și 50.000 de gărzi patriotice care se duceau pe străzi în fiecare noapte și pândeau dacă cineva are o sacoșă cu o toporișcă, așa, o toporișcă de la un pachet din ăsta, un pompier, așa, și asta am făcut și eu. Dar cazul Râmaru, când s-a descoperit, tot așa, n-am vrut să vorbesc. Nu i s-a dat nicio palmă cu cazul Râmaru când a fost prins. A fost prins într-un cămin studențesc la agronomie, dacă știți. Institutul de Agronomie avea cămine studențesc. Da. Și era și-o făcut acolo. Cum a fost prins? Toni Olteanu a fost prins. A intrat în cameră la el, a pierdut ultima victimă a lui Râmaru. A fost Mihaela Ursă, zise Pusii Georgescu. Era asistenta lui Zoe Ceaușescu la Facultatea de Matematică. Și a fost confundată după îmbrăcăminte și umbrelă, această Pusii Georgescu, cu o spătăriță. Avea tot umbrelă, roz, avea tot... Și numai că i-a dat cu toporișca în cap, a băgat-o pe strada Vulturi pe o grămadă de cărămiți. Nu dăm detalii, vă rog, că... Nu dăm detalii. Bine, așa. Ce s-a întâmplat? Deci, a pierdut, imagine. Era ploaie, că Râmaru a acționat numai pe timp de ploaie, de furtună și de asta. Așa. Când lumea era grăbită și nu era pe stradă. Își pândea victimele, număra pași pe unde trebuia, pe unde trebuia. Așa s-a întâmplat cu Râmaru. Culmea este, când l-a prins pe Râmaru, i s-a luat amprente, a fost condamnat la moarte, l-a împușcat. Dar profesorul Țurai de la Institutul de Medicină Legală din București, până a venit domnul Beliș, care a fost la televizor zilele astea și dânsa. Și aia am cunoscut pe amândoi. Doamnă sau domnișoară, vreau să vă spun că toate cazurile astea s-au luat amprente. Și amprentele lui tatăl lui Maru
au fost comparate și de o altă crimă în serie din 1942, de lângă stadionul Progreso. Și tata lui Râmaru făcuse tot așa crime neidentificate. Și de-aia el a vrut în proces să vină și tatăl lui. Că el știa de el crime. Știa de aceste crime. Dacă s-ar întreba, dacă ar fi întrebați cei de la DIPI, da, și polițistul de proximitate, s-ar fi aflat de mult de această situație și dacă sunt întrebați acum de jurnaliști, o să afle absolut tot. Vedeți dumneavoastră, să știi că în Caracal și numai în Caracal sunt grupări de crimă organizată care se ocupă și de trafic de persoane și de prostituție. Să nu uităm că e informație publică. Șeful poliției de la Caracal este anchetat disciplinar, care are niște legături cu niște grupări de genul ăsta. Vedeți dumneavoastră, părerea mea este că inițial s-a încercat să se mușamalizeze o astfel de acțiune. De ce? În mod sigur că se știa de ce se întâmplă acolo, dacă se vroia, după ce acea fată a sunat de 3 ori la 112 și a spus, a dat niște indicii de localizare a poziției în care era, spunând că, domnule, este o casă, e părăsită, e un servis. Și-au dat seama despre cine este vorba? Automat își dădea. Deci cel care conducea ancheta, șeful poliției de la Caracal, care a anchetat pentru chestii din astea necurate, convoca imediat polițiștii de proximitate și întreba, măi, știți unde e un servis, doi câini, lupi și așa mai departe? Dar știau, și spunea, deci asta e, știa, n-a vrut să ducă ancheta mai departe, doamnă. Credeți deci că a fost încercat, intenționat? Eu cred că a fost intenționat, ăsta e și deci motivul. Deci a fost preluat de DIPI, DICOT. Părerea mea este că s-a știut absolut tot, s-a încercat stoparea anchetei de acest individ. Inclusiv a văzut ce a declarat, spunea domnul Cumpănașu, că a declarat cel de la poliție de la Caracal, ce las, domnule, că fata se întoarce, s-a dus cine știe pe unde. Deci să știau anumite lucruri. Erau niște practici acolo. Deci, atenție. Era amestecat într-un dosar de prostituție pentru militarii americani de la baza de la DBS. Dar nu este. Acum de dimineață tot pe evenimentul zilei am citit. Dar e o bănuială, dar cei de la DICOT ar trebui să o lămurească pentru că din dosarul derulare. Și mai, mai e ceva. Am vorbit cu un mare profesionist de dimineață, Dungeala Cristea, șeful securității lui Ceaușescu, care coordona tot ce se întâmpla din punct de vedere infracțional când erau cazuri de securitate națională. Și când era vorba de chestii de astea gen Râmaru, era chestie de securitate națională. Atenție, dânsul spunea, zice, domnule, s-a distrus rețeaua de informatori. Așa de când e. Ce se acuze? Nu mai au informatori. Nu s-a distrus. E folosit în alte scopuri. E altceva, dar s-a distrus în sensul ăsta. Pozitiv, doamne. Nu. Deci folosește DIPI să urmărească politicieni. Sunt de acord cu dumneavoastră. Sunt de acord cu dumneavoastră și am spus asta la face început. DIPI. Ba mai mult, stați puțin, doamnă. Când am fost senator, am propus o lege prin care să eliminăm numirile politice de peste tot. Să luăm modelul din Occident. Nu s-a vrut. Toate partidele politice au votat împotrivă. Deci asta e problema. S-a distrus rețeaua de informatori. Nu mai este. Atenție, doamnă, pe de altă parte, vedeți dumneavoastră, STS-ul, instituție în care s-a investit peste 300 de milioane de euro pentru sistemul 112, nu a reușit să localizeze concret, să spună unde este acea fată. STS-ul preia de la operatorul de telefonie mobilă. Stați, domnule, să-mi duc fraza până la capăt. Păi nu spun, atenție. Nu vorbiți, sperând că nu s-a faptul înțeles. Că s-au distrus protocoalele de instituție e altă o chestie care nu funcționează, fiindcă exista protocol între Ministerul de Interne, între Parchet, între STS și așa mai departe. Nu mai există, nu mai colaborează. Dacă vă spun că polițistul de paralel, doamnă, lăsați-l că spuneți-mă asta pe urmă. Nu, eu sunt convins că dumneavoastră ați fi mult mai bună ca ministru de interne decât actualul ministru care încurca, criminalitatea cu criminologia și așa mai departe. Erau zăpăceală, l-am auzit la televizor. Dar să vorbim despre fapte. Deci, doamnă, vorbim despre fapte. Asta este. Și uitați-vă la dumneavoastră de ce este eficientă poliția și FBI-ul în Statele Unite și pe tot mapamondul. Atenție! Fiindcă FBI-ul reține ce vă spun eu, lucrurile de la profesioniști. Are ofițeri de anchetă, are ofițeri de informații, atenție! Are și procurorii.
procurori. El anchetează peste 200 de infracțiuni în toată lumea. Dacă FBI-ul are și satelite în România, dacă antenă în România, dacă era întrebat FBI-ul, vă spun că indica exact FBI-ul unde se găsește acea faptă. Numai puțin, dincolo de toate detaliile deci tehnice. Deci așa trebuie să aibă și SRI. Numai puțin, de toate datele și de detaliile tehnice. Țin să vă aduc aminte de un caz recent, o declarație recentă a unui domn care a condus poliția Bacău. Da? Deci vorbim despre un curent de gândire. Dumnealui spunea de curând că o femeie, dacă e bătută așa, dacă primește o palmă de la bărbat care vrea să-i dea părintește o palmă, să aștepte până dimineață să sune la 112, să nu-i deranjeze pe tovarășii polițiști. Ei, și în condițiile astea, acest domn care și-a dat arama pe față, cum ar veni, plus domnul de la Caracal, șeful poliției de la Caracal, care avea nu știu ce legături cu interlopii, alți domni care consideră că femeile și așa, dacă dispar, clar, au fugit cu unul undeva în lume. Ei, aici nu avem cum să schimbăm această situație și nu avem cum să funcționăm ca stat, în general, cu o gândire de ev mediu, pe care o vedem în poliție, din păcate și în rândul preoților, pentru că ne aducem aminte de declarația acelui preot de săptămâna trecută, care vorbea despre plăcerea pe care o simte o femeie în viol. Și numai atunci rămâne gravidă. Deci, în condițiile acestea, noi ca societate, deși suntem în 2019, avem oameni cu răspundere, cu o gândire de 1419. Da, ce să facem aici? Apropo de ce spunea domnul, termină acum o promoție la școala de polițiști. De la Academia de Poliție. N-au bani. Da. Ieri am citit știrea. Sunt nu știu câți copii, a mai fost cazul acum vreo 10 ani, că nu pot să-i încadreze, că n-au buget. Și li s-a spus că la următoarea rectificare bugetare nu sunt bani pentru Ministerul de Interne. Deci copiii ăștia, după ce au terminat școala, aveți că știu. Deci degeaba fac și poliția. Degeaba, deci polițiștii ăștia o să stea 6 luni. Nu uitați în ce afaceri dubioase a fost implicat Ministerul de Interne prin șefii lor dumneavoastră politic. Hai să ne aducem aminte de Babiuc, ministrul de Interne condamnat și atâția și atâția. Hai să ne aducem aminte că la Ministerul de Interne se cumpăra mașini Dacia pe timpul lui Vasile Blaga cu 7.000 de euro, domnule. Dar deci sunt intelectuali, știu de toate, domnilor. Cu 70.000 de euro, 70.000 de euro. Deci, înainte era Ministerul de Interne, acum este Ministerul Afacerilor. Deci a ajuns și Ministerul de Interne o afacere, din păcate. Să nu uităm că sunt implicați în afacerea EADS-ului, cu Vasile Blagă, cu toți ăștia. Dom'le, tunuri imense. Deci, păcat că sunt oameni care lucrează profesioniști în Ministerul de Interne. Nu sunt ascultați. Niciodată nu sunt promovați. Hai să mergem până la roșu, de unde vine doamna aia, șefa de la CSM, cu 10.000 de lei pe lună, să vedeți câte vile ale șefilor din Ministerul de Interne s-au construit în ultimii 10-15 ani. Deci au preferat zona aceea. Deci este că lângă pădure, vă rog. Da. Să vă spun două versuri de Eminescu. Și când vezi că toți aceia care vorbe mare aruncă, numai banul îi vânează și câștigă fără muncă. Ăștia sunt șefi numiți ministere, numiți peste tot. Bun, până una alta, înțeleg că este o ședință de urgență la guvern, iar prim-ministrul Dăncilă i-a chemat pe ministrul de interne și pe Raed Arafat. Mai multe ne spune însă chiar acum Alina Sorocean despre această discuție. Te ascultăm, Alina. Bun găsit! Este vorba despre o ședință de urgență la Palatul Victoria, care va avea loc mai puțin de o jumătate de oră. Potrivit unor resurse, premierul Viorica Dăncilă se va întâlni cu Raed Arafat, cu ministrul de interne Nicolae Moca, dar și cu un reprezentant al STTS, Sorinel Vasilică. Se discută despre situația de la Caracal, acolo unde fata în vârstă de 15 ani a fost omorâtă. Știm foarte bine că au fost declarații și în cursul serii premierul Viorica Dăncilă
a cerut demisii și chiar a fost demis șeful poliției române. În continuare se caută și măsuri. Președintele țării, Klaus Iohannis, a convocat CSAT marți, o ședință extrem de importantă în care, de asemenea, se va discuta despre acest caz, iar premierul Viorica Dăncilă ar pregăti câteva măsuri cu care să meargă la ședința CSAT, măsuri pe care să le propună pentru îmbunătățirea intervențiilor făcute de oamenii legii în astfel de cazuri. Așadar, este o ședință de urgență. Vă reamintesc faptul că premierul se afla într-o vizită la Bacău, a fost zilele trecute la Vaslui, astăzi era la Bacău alături de ministrul finanțelor Eugen Teodorovici și de alți câțiva miniștri. Aceștia au rămas acolo, dar premierul s-a întors de urgență în capitală tocmai pentru a discuta urgent despre această tragedie de la Caracal. Bun, acum e un alt lucru pe care nu-l putem înțelege, cel legat de STS. În continuare, șeful de la STS e bine mersi, deși se pare că informația de acolo, de la STS, a îngreunat ancheta. Bine, nu că s-ar fi descurcat poliția de minune și au stricat ăștia apele. Nu, a fost un șir de tâmpenii care a culminat cu tâmpenia procurorului, de care pomeneați dumneavoastră, totul să se lege într-un mod tragic. Ce caută STS-ul în alegeri? Nu este nicio țară, un serviciu secret, să numere calculatoare când dintre acolo la asta, din calculatoare. De ce? Nu știu, pe alții nu-i avem, poate. Na. Dom'le, ăștia n-au treabă. Nu trebuie. Ce caută STS-ul acolo? Păi STS-ul ce ar trebui să facă? Ar trebui să ajute poliția ei? Ar trebui să fie un protocol între poliție și STS? Să ajute cu localizările? De exemplu, Bătălicianul a ascultat 7 ani. Ei, lăsați-mi, că nu e ușă de biserică. Are și el atâtea belele de și cu fundația Goștu, cu tunuri imense. Lăsați-l, că nu e. Bine, erau oameni obișnuiți, ascultați. Nu vorbim doar de politici. El a semnat ordonanța. Haideți să revenim la subiect. Vă rog. STS-ul ascultă. Auziți, poate să ne asculte în 2009, care e cinstit și corect. Auziți, doamnă, haideți că vă spun ceva foarte interesant. Stați așa. În cazul în care, numai puțin, dumneavoastră spuneați că există informația că acest criminal, dacă da, se face și dovada, da, după toate datele, acest animal, pentru că până la urmă vorbim de viol, vorbim de sechestrare, până acum eu cred că se califică, da? Chiar și cu ceva ce unii domni ar considera ca fiind așa un mizric. În cazul în care acesta era cercetat de DICOT pentru niște infracțiuni grave, da? Pentru trafic de persoane, persoane, nu avea telefonul urmărit? Bada. Despre ce vorbim? Secundă. Nu, dar să vă spun că eu noapte în loc să deci dorm, nu se știa am de citit. Deci, telefonul fetei l-au găsit pe un câmp. Eu vă spun ce am citit. Cel mai bine articole sunt în Evenimentul Zilei. Azi de dimineață. Ea a sunat de pe un alt telefon. Pe care nu era telefonul lui nenea asta, care este presupus nevinovat, că suntem în globalizare. E politic corect să spui nevinovat, nu până la prezumția de nevinovăție. Prezumția de nevinovăție, că altfel ne iau ăștia cu penalii. Exact. Bun. Și ea suna de pe un telefon. Telefonul ăla nici acum nu sunt stare să ne spună mari experți plătiți cu bani mulți, a cui era? Auziți, doamnă? A cui era telefonul? De asta. Auziți, rețineți că STS are un interes când, să ne amintim că cu ceva timp în urmă, când acel medic fals a vrut să fugă din țară, STS-ul l-a identificat prin telefon imediat și a spus, e în trenul cu tare, merge în direcție și așa mai departe. Așa, și a fost arestat. Deci, acum și dacă o căutăm pe amanta lui Tăricianu, presupusă... Haideți să ne uităm ce a scris în presă. În urmă cu câțiva ani de zile, cei de la STS erau implicați într-un mare scandal cu privire la o afacere imobiliară. Da?
Să nu uităm chestia asta, să nu uităm câte scandaluri sunt vis-a-vis de afacerile dubioase ale STS-ului. Să nu uităm, eu vă spun caz concret, în 2009, când domnul Vadim Tudor a candidat la prezidențiale și eu eram șeful de campanie, atenție, m-am întâlnit întâmplător cu domnul Opriș, generalul Marcel Opriș, care era șeful STS-ului. Și eu l-am întrebat. Și atenție, înainte de a spune ce l-am întrebat, eu m-am întâlnit, fac o 10 secunde, o paranteză, ne-am întâlnit cu niște consultanți politici care vreau să susțină campania lui Vadim și au spus lui Vadim, zice, domnule, te costă 20 de milioane de euro să intri în primul tur. Păi zice, de unde vin banii? Păi de la companiile străine și la grupurile infracționale. Bun, mai departe, doamnă, lăsați-mă să... Bun, eu vă spun pe a fost acolo. Robinetele de aur al lui Ceaușescu. Au zis, doamnă, lăsați-i aiurele astea. Haideți să revenim la... Bun, deci vă spun clar. Și el l-a întrebat, domnule, cine câștigă alegerile? Și el mi-a spus, zic, domnule, eu știu că spunea Stalin că nu contează cine... Votează, contează cine numără voturile. Nu, și el mi-a spus, nu e adevărat, contează cine anunță rezultatul. Și de unde se anunță? Păi zice de la Bruxelles. Ce să mai vorbim? STS-ul este implicat în mod cert și în alegeri, deci, să vede. Domnilor. Și o să vedeți niște persoane care au fost ajutate în campanii de STS, că ieși și iau apărarea în momentul de fapt a STS-ului. Trebuie să avem date pentru tot ce spunem. Domnul Leș, avem date. Ieri seară și-a zis, trebuie să trecem STS-ul în subordinea Ministerului Apărării. Domnul Leș, dacă țineți minte că ați făcut emisiune, domnul Leș ăla cu cordetele, cu Franța, cu Naval Group, cu Paradărătul, cu revistele de ziarele din Franța, cu ministrul, cu ambasadorul Franței la București, domnul Leș vrea STS-ul. Și atunci, de ce vrei STS-ul cu belelele în subordinea ta dacă nu știi cum să-l folosești? Doamna, atenție, nu inventăm apa caldă. Deci STS-ul ar trebui să fie în subordinea SRI-ului, cum e și FBI-ul. FBI-ul are absolut... Doamna, asta se rezolvă. Dacă vrem să susținem corupții, desființăm protocoalele, anulăm, influența SRI-ului în ceea ce înseamnă securitatea națională și a poliției și uite unde s-a ajuns. Domnilor, aici avem un caz în care vorbim de protocoale, de mandat, că n-aveau polițiștii mandat, că nu știu ce. Dar vorbește cineva de umanitate, de gesturi umane, de faptul că ai toate datele necesare, să-ți dai seama că în spatele unor ruși se întâmplă niște lucruri grave, că nu e Caracalul New York, da? Și îl poți localiza și știi și unde e curtea cu câinii, cu toată lumea, se știe cu toată lumea. Ei, și stai 2 ore, că n-am înțeles de ce au stat 2 ore. De frică să nu-și piardă postul. Da, își pierdeau postul dacă intrau și salvau un Doamnă, de frică să nu se afle alte lucruri, să nu se afle că acolo sunt lucruri de crimă organizată. Mă lăsați să spun și eu ceva. Vă rog. Lăsați-mă și pe mine, domnule, extraordinar. Vă rog. Hai, ziceți. Doamna Tatoi, o cunosc de mult, de mult, de tot. Spune. Am mai fost într-o emisiune televizată cu dânsa și cu soțul. La Mihaela Rădulescu. Așa. Domnule, sunt mafii în toate domeniile de activitate. Dacă îți gândărești pe unul, exact cum ai scuturat pe deaua și cade, jos. Și unde cade? Până la micul. Să caută totdeauna acarul pe un care să răspundă. Toți spun de răspundere, iau salarii mari, iau pensii mari pe ăștia de la STS. N-ați văzut Coldea cât au luat? Coldea n-a fost la STS. Nu, Coldea era la securitate. Și e implicat în politic acum. Era implicat așa. Haideți să revenim, că ne pierdem în dreapta. Doamnă! Da. Vă rog, ziceți. Repede. Domnule, absolut toate mafiile și tot ce se întâmplă la toate nivelurile. Dacă vă spun 2 ore mai ce se întâmplă în Ministerul Sportului acum. Toate posturile sunt plătite, domnule. Sunt plătite. Trebuie să avem dovezi și pentru asta. Da, doamnă, vă dau dovezi dacă... Aș spune o întrebare care o așteaptă toată țara. Dacă mâine se mai poate repeta astfel de caz. Și eu vă spun că se poate repeta, fiindcă nu există nicio evidență cu acești psihopați sexuali. Să știm și noi, domnule, uite unde sunt monitorizați. Sunt știu eu, controlați în orice moment. Nu știu dacă există în vreo țară. Înainte de 90, să vă spune, domnul Loren, exista această evidență și erau supravegheați tot timpul astfel de indivizi. Dar cum afli de ei?
Păi cum dacă să nu au antecedente, încă o dată revenim. Adică... sectoristul știe de absolut tot ce se întâmplă, cartea de imobili, fiecare ce face, au antecedente acești indivizi. Munca de, prevenire. Munca de prevenire. Asta e problema. Deci asta vrem să vedem de la Ministerul de Interne, să știm și noi dacă pe stradă la noi, dacă în cartierul nostru sunt pedofili, dacă sunt unii cu antecedente și așa mai departe. Lumea nu se implică. Dacă deci vreau să vă recidiviști. Spun că oamenii nu dau telefon la poliție. În fiecare noapte în Piața Sudului la rond se merg cu motocicletele, trezesc oamenii în somn. Nu! Intervine poliția pentru că oamenii nu intervin. Și mai ceva. În momentul în care a intervenit fata asta săraca, degeaba a intervenit. Pentru ce să mai intervin? Cine a băgat-o în seamă? Uitați-vă, auziți, uitați-vă dumneavoastră. Aproape toate restaurantele care sunt construite ilegal în Herăstrău și în toate parcurile, n-ai voie să construiești betoane și așa mai departe. Ba da, acolo sunt centre de infracționalitate, doamne. E vorba despre prostituție și așa mai departe. Nimeni nu vrea să le desfințeze. Nimeni nu le vorbim despre corupție și incompetență. Și despre prostie vorbim. Nu, nu. Și revoință. Deci, și lipsă de umanitate. În momentul în care o funcție de decizie este ocupată de o persoană care nu are abilitățile pentru îndeplinirea sarcinilor funcției, așa e. Se creează dezastre. Imaginați-vă un avion cu 300 de pasageri și la cârmă se urcă unul care a venit de pe o căruță. Mor cu... distrug avionul, mor pasagerii și mai distrug și locul unde cade avionul. Da. Asta se întâmplă cu România la ne amintim de șeful de poliție Șorici, care spunea ce dacă, domnule, un procuror a dat, știu eu, cu camătă sau nu știu ce a făcut. Da, bani cu camătă. Nu, era vorba de împrumut. Era vorba împrumut, de cămătari, cărora îi susținea pe cămătari. El trăia într-o casă a cămătarilor. Să nu uităm de poliție, șeful poliției de la Ialomița, care a fost găsit beat criță în casa unui interlop. Deci uitați-vă să toate grupările astea de crimă organizată nu sunt destructurate nici în momentul de față. Pentru eu cred că și acest individ este implicat, asta din Caracal, e implicat într-o grupare de crimă organizată. Deci, spunea doamna viitor ministru de interne aici, doamna Tatoi, de chestia asta, ce se întâmplă. Dacă dați niște taguri. La Caracal. Deci, încă o dată vă spun, DP asta, candidați la președinție acum. Structură organizată pentru a depista polițiștii corupți, DP ce face de 20 de ani? Păi dacă șeful DP e numit politic, domnule, de președintele Consiliului Județean, deci politicul a terminat toți președinții și toți șefii de partide i-au folosit pe DP în interes personal. I-au folosit și au pus șefii de poliție județene, sunt puși de politic, absolut toți, șefii de la DP. Și atunci cum să facă dreptate în țara asta? Și dacă te duci și întrebi în fiecare județ, întrebi polițiștii, o să vedeți că șefii lor aproape toți au bube în cap. Bun, înainte de bube au conturi grase. Și conturi, grase. Sunt legate lucrurile. O țară întreagă. Vă mulțumesc foarte mult, s-a terminat emisiunea, a trecut foarte repede timpul. Da, rămâneți pe B1 TV, știu, de la Fix cu Georgia Simionovici. Noi ne revedem la ora 1. Dan Antonescu va fi alături de noi, tocmai pentru că l-ați pomenit și vom discuta pe această temă. Revenim așadar. Deci, domnule...